În evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă au fost înregistrați în martie 492.427 de șomeri, cu 17.982 mai puțin față de luna februarie. Rata șomajului masculin a scăzut în martie față de februarie de la 6,47% la 6,22%, iar rata șomajului feminin a scăzut de la 5,02% la 4,87%. Potrivit Anum Femei, din numărul total de șomeri, 60.360 au sub 25 de ani, 39.144 au între 25 și 29 de ani, 118.944 au între 30 și 39 de ani, 139.000 au între 40 și 49 de ani, 63.664 au între 50 și 55 de ani și 71.313 au peste 55 de ani. Rata șomajului a scăzut în județele Alba, Harghita, Gorj, Mureș, Sălaj și Bacău. Cele mai ridicate niveluri ale ratei șomajului au fost înregistrate în județele Vaslui, Hedinți, Teleorman, Dolj, Alba, Galați și Buzău.